și energeticienii au protestat de această dată cu umbrele în piața prefecturii. Ca de obicei, salariații au scandat împotriva conducerii complexului energetic Oltenia a premierului Victor Ponta, dar și împotriva ITM-ului. Întâlnirea dintre FNME, ITM și administrația CEO nu a fost de bun augur pentru angajații gigantului energetic. În urma ședinței, inspectorii ITM au constatat că nu există conflict de muncă pentru că nu s-a întrunit jumătate plus unul din membrii companiei. Din nou proteste, n-am ajuns nici după o conciliere. Administrația se folosește de sindicatele galbene și încearcă să încheie acordul în favoarea salariaților. Vom continua protestele noastre până la rezolvarea revendicărilor minerilor și energeticienilor. Următorul pas va fi săptămâna viitoare. O să încercăm o discuție și cu ministerul și vom continua protestele până când vom negocia un contract colectiv de muncă care să fie o bază legală pentru salariați. Astăzi așteptăm 3-4 mii de persoane, este vremea defavorabilă, dar minerii vor fi prezenți aici. Revendicările noastre nu au fost soluționate, ca atare vom continua calendarul etapelor ce vor duce la ultima formă, grevă generală, în situația în care salariații nu vor avea drepturile salariale pe care le-au avut anul trecut. Noi ne-am îndeplinit obligația legală de a participa la acest demers pe nume conciliere. Deci vom continua cu etapele, așa cum am spus, până când ne vom obține revendicările. Exact cum am anunțat și acum 2 săptămâni, iarăși ne-am adunat în piață pentru a protesta împotriva politicii salariale, între ghilimele, a managerului CEO. Din păcate, în județul Gorj, unele instituții suplinesc alte instituții. Astăzi, ITM-ul a luat locul justiției române și au stabilit dânsul dacă conflictul colectiv e legal sau nu ilegal, deschis de noi, ceea ce e inadmisibil. Este al 4-lea meeting organizat de FNME și Federația Univers, după ce restul de sindicate s-au retras și au semnat un adițional care ține loc de contract colectiv de muncă valabil până la 31 decembrie 2015. Gesture! Gesture! Gesture!